Apar noi detalii în cazul morții Mădălinei Manole. Mai mulți experți au dat date care indică faptul că îndrăgita artistă nu s-ar fi sinucis, ci a fost omorâtă. Coordonatoarea echipei este profilerul FBI Mihaela Brooks, care afirmă că are dovezi care vor schimba complet datele acestui caz. Expertul a ajutat la elucidarea mai multor cazuri de crimă din SUA în cadrul FBI. Brooks afirmă că are noi date care atestă că Mădălina Manole nu s-a sinucit, ci a fost omorâtă. Sperăm ca săptămâna viitoare vom fi în tribunal la cazul Mădălinei Manole. Este foarte mult de lucru pentru că trebuie să arătăm unde au fost erorile și de ce este omor. Avem niște expertize care s-au făcut și care arată omorul. Vor fi făcute publice doar după ce începe procesul. Mai multe nu pot să spun acum ce dovezi avem, a spus Mihaela pe rețelele de socializare. Magdalena Mircea, cunoscută publicului drept Mădălina Manole, s-a sinucis în dimineața de 14 iulie 2010, chiar de ziua ei de naștere. În 12 august 2010, legiștii au încheiat analiza toxicologică în cazul Mădălinei Manole și au constatat că artista înghițise doar furadan, nefiind găsite în sânge alcool, droguri sau produse pentru slăbit, potrivit declarațiilor directorului general al INML, Mina Minovici. Petru Mircea, soțul Mădălinei Manole, a prezentat în 8 septembrie 2010 varianta integrală a scrisorii lăsate de artistă înainte să se sinucidă, precizând că nu a falsificat-o, precum și jurnalul acesteia. Petru Mircea a respins acuzațiile socrilor săi potrivit cărora ar fi falsificat scrisoarea. De altfel, Mădălina Manole s-a filmat cu puțin timp înainte de moarte, înregistrarea fiind găsită ulterior de soțul artistei. Mădălina Manole s-a filmat singură în oglindă, făcând un gest sugestiv cu mâna, fără a spune nimic, relatează gândul.ro.